1 Samuel, capitolul 7, versetul 1, pagina 297, în versiunea Dumitru Cornelescu a Bibliei. Să nu vă speriați dacă o să vorbesc mai direct, pentru că voi nu mai ascultați în generația voastră decât predici directe. Așa că trebuie să vă vorbesc pe limba voastră, nu pe germană, ci pe stilul vostru. 1 Samuel 7, versetele 1 și 2, vreau să fiți foarte atenți pentru că ultima propoziție, după ce o citesc și eu odată, o să o citim cu toții într-un mod interesant, dar biblic. Fetele care vor să se mărite să-și cumpere Biblie urgent și băieții care vor să aibă viitor să vină cu Biblia la biserică. A zis cumva minci, n-am auzit? Doamne ajută! Locuitorii din Kiriat Iarim au venit și au suit chivotul Domnului, l-au dus în casa lui Abinadab pe deal și au sfințit pe fiul său Eleazar ca să păzească chivotul Domnului. Trecuse destulă vreme din ziua când fusese pus chivotul în Kiriat Iarim, trecuseră 20 de ani. Atunci toată casa lui Israel a plâns după Domnul. Și acum această propoziție de la atunci o să spunem în felul următor: atunci toți de la Betel Trossingen au plâns după Domnul. Ați reținut? Ok? Vedeți că o zicem de trei ori ca să ne intre în cap, da? 3, 2 și. Atunci toată biserica Betel Trossingen a plâns după Domnul. V-ați învățat deja a doua oară? 3, 2 și. Atunci toată biserica Betel Trossingen a plâns după Domnul. Și ultima dată, acum chiar, dacă văd o pereche de buze care nu se mișcă, țin predica până la 1, deci nu vă riscați, da? 3, 2 și. Atunci toată biserica Betel Trossingen a plâns după Domnul, amin. Vei vii să vă reașezați, v-ați calificat. Unii și-au mișcat buzele, sper că au citit din Biblie, nu din Coran. Da, pentru că mi se mai întâmplă asta, să pun pe cei prezenți în sală să citească din Biblie și când îmi cade ochii pe cineva, instant își mișcă buzele, nu pot citi la toți ce zice, da? Dar important e să citim cuvântul lui Dumnezeu. Acum v-am pus să citiți această propoziție, că unii dintre voi e singura propoziție care a citit-o săptămâna asta din Biblie, cu voce tare. Da? Pentru cei care nu știați, e foarte important cuvântul Domnului să fie citit cu voce tare. Amin. Dacă nu ziceți amin, vă forțez. Deci ceva trebuie să facem ca să fim, da? Pentru că nu prea îmi place să predic la oameni care spămut, da? Trebuie să vă puneți spămut în alte contexte. La biserică zicem din toată inima, slăvit să fie Domnul. Amin. Oh, v-ați revenit, sunteți cu mine. Slăvit să fie Domnul. Vedeți, trăim un context în care oamenii au senzația că noi suntem pocăiți din fașă. Întreb la școală elev, tu ești pocăit? Are vreo 10 ani și zice, da, de mic. Dar din când în când are tendința să mai copieze. Bine, voi nu copiați, voi luați cu totul, în fine. Da? Tendința umană a voastră, pentru că voi creșteți într-un context creștin, în familii deosebite, care v-au sădit învățătura biblică de când sunteți mici, tendința voastră este să credeți că voi sunteți pocăiți fără să faceți nimic. Conferința de astăzi vrea să ne demonstreze că pentru a fi pocăit trebuie să faci niște pași. Că pocăința nu se transmite pe cale ereditară, adică din tată în fiu, din mamă în fică. Pocăința vine la nivel personal. Marele risc la care voi sunteți expuși, și când zic voi, nu zic doar despre voi, zic despre generația în care voi vă aflați, este să credeți că puteți trăi cum vreți voi în viața voastră privată, iar la biserică să respectați niște rigori, niște reguli, apoi vă întoarceți înapoi la problemele voastre și nu există nicio problemă. Așa făceau băieții lui Eli. Băieții așa erau niște bagabonți cu acte în regulă, adică ei curveau. Efectiv, comiteau adulter și culmea, curveau cu menajerele de la templu, de la Silo, cele ce făceau curățenie. În generația contemporană se gândește în felul următor: băiatul, nu-i problemă dacă aseară a vizionat pornografie, el poate să vină aici să cânte. El poate să vină aici să transmită ceva. Doar înainte să ajungă la amvon sau la față, să-și facă o rugăciune de aia ortodoxă, cruce, Sfânta Cruce, și o rezolvat. Bine, nu-și face cruce, dar ritualul e la fel.
El poate să comită adulter în mașina lui, să urce o fată și să meargă într-o pădure, într-o zonă întunecoasă și nu-i nicio problemă. Generația contemporană se gândește în felul următor, alarmant de grav. Ortodoxii, după 2 săptămâni după ce-s prieteni, băiatul cu fata, o curvit, vă spun asta pe românește. Am întâlnit un singur caz din sute de cazuri pe care le-am consiliat în rândul religiei ortodoxe sau catolice. Unul singur este încă fecior și e trecut de 30 de ani. Generația voastră gândește un pic diferit. Și generația voastră zice că poți să-ți permiți orice în exclusivitate să n-ajungi cumva la actul intim. Dar te poți săruta, te poți atinge, te poți îmbrățișa. Îți prea direct? Nu, îți realist. Generația voastră își permite să-și instaleze pe telefoane aplicații de dating. Fete botezate la Pentecostal sau care freventează, derulează videochaturi. Pentru că generația voastră are tendința să creadă că e în regulă să ai o etichetă pe frunte, să fii numit Pentecostal, să fii prezent la o închinare, să fii prezent într-un lăcaș de cult, să fii la Betel, dacă se poate, în Trossingen, sau la altă biserică din Trossingen și în rest, tu faci ce vrei. Faci ce vrei. Fals. Fals. Extrem de fals. Dumnezeu i-a păsuit pe băieții lui Eli o vreme. Dar la un moment dat a venit radical și a zis, Eli, ai grijă, ai mare grijă, că pentru că îți dea tăi și bași suprești păcatele și mușamalizezi și ascunzi și îți lasă că să nu știe nimeni, fii atent că vine o zi în care tu și cu fiii tăi veți muri în acea zi. Ai grijă că mânia mea se declanșează radical pentru că nu suport păcatele în care trăiesc băieții ăștia fiii lui Eli. Nu suport. Nu suport să vizioneze pornografie constant și să vină să cânte în față. Eu mă tem pentru oamenii ăștia cum de nu le e frică că îi curentează microfoanele. Mă tem. O să spune, frate, care la noi nu există așa ceva. Să credeți voi. 85% dintre băieții care sunt în biserici evanghelici au probleme cu asta. Cu ce văd, cu ce ascultă. Sau voi vreți să spuneți că ascultați în căști muzică creștină? Exclusiv creștină? Sau voi vreți să spuneți că nu vizionați filme periculoase? Nu neapărat pentru adulți, ci filme care au secvențe dubioase. Hai, nu credeți că mă mințiți pe mine, că știu mai bine decât credeți în viața unora dintre voi. N-am venit aici să vă bat obraz. Am venit aici să fiu reprezentantul lui Dumnezeu. Pentru că dacă îți spun adevărul, ai toate șansele să-ți revii. În birou meu pastoral, a fraților cu care slujesc în bordul pastoral, a intrat un băiat, puțin trecut de 20 de ani, care a intrat într-o aplicație de dating și n-a comis adulter fizic, dar video l-a derulat. Și ce mi-a zis? La orice conferință mergeți, vă rog frumos, spuneți de mine. Bineînțeles că nu o să-i dau numele. Nici măcar zona, nu-i din Cluj, din altă zona lumii. Spuneți-le la toți băieții să nu facă asta vreodată. Pentru că lumea în care noi trăim este super securizată. Îți șterge IP-ul, nimeni nu știe că tu ai fost pe acolo. Nimeni nu știe că e zona ta, că e problema ta, că sunt ideile tale. Totul e super securizat. Și tu vii la biserică. Și te îmbraci frumos. Vă felicit cum vă îmbrăcați, nu am probleme cu asta. Felicitări, am conferințe la care trebuie să-i trag la semne, să le spun că nu-i normal cum se îmbrac. Fetelor, felicitări cum vă îmbrăcați, Dumnezeu să vă binecuvinteze. N-am zis amin mai tare. Domnul să le binecuvinteze. La fel și pe băieți. Doamne ajută. Dar vreau să vă spun ceva. Există riscul să avem o îmbrăcăminte frumoasă. Și doar asta să avem. Asta nu înseamnă că așa sunteți voi, fetelor, nu. Asta înseamnă că există persoane aici care au problemă cu asta. Și indiferent cine ești și ai problemă cu asta, o să vezi că istoria ta se poate schimba azi. Pentru că aici între noi, Marele Rege Iisus Hristos, noi nu avem aici doar conferințe de dragul de a face întâlniri, să chemați un invitat din România, să aveți niște cântări, să aveți un program. Noi nu suntem la o slujbă doar religioasă, noi suntem la o întâlnire realmente cu Domnul Iisus Hristos. L-am simțit la cântare aici, pe scaunul ăla, am simțit că aici e prezent Dumnezeu. Și când ați cântat și ați zis să nu cumva
să mă las de tine? A intrat un fior în inima mea. Am o frică personală să nu cumva să-L părăsesc pe Dumnezeu. Motoul acestei întâlniri spunea să nu vă părăsească și să nu vă lase. Și mi-a zis Domnul să vă spun că nu o să vă părăsească și nu o să vă lase, dar nu cumva careva dintre noi să-L părăsim sau să-L lăsăm. Că dacă L-am părăsit pe Dumnezeu și L-am lăsat pe Dumnezeu cu problemele Lui și am întors spatele și avem noi ideile noastre, atunci unde să vină Dumnezeu cu noi? Și atunci Dumnezeu strigă parcă în disperare: întoarceți-vă la mine și eu mă voi întoarce la voi. Aleluia lui Dumnezeu. Ne uităm în această dimineață la prima sesiune la istoria unui băiat care n-a avut viitor. A trăit într-un context extrem de periculos, a trăit într-o perioadă istorică în care tot ce înseamnă religiozitate ebraică era pătată și Dumnezeu a zis: vreau să fac o nouă istorie, vreau să schimb, vreau să transform. Ascultați-mă, Biblia spune, după ce s-a întâmplat acest vacarm de evenimente, după ce băieții lui Eli trăiau murdar, dar vorbeau frumos, își impresionau colegii, dar ei aveau pete, aveau ideile lor, aveau toate mascate, toate ascunse, nimeni să nu știe viața lor reală, Biblia zice, dintr-o dată Domnul a zis: fiți atenți, poporul meu, o vreme, pentru că v-ați bătut joc de onoarea mea, o să îngădui să vină peste voi o perioadă dură, o vreme dificilă. Așa se face că la graniță cu spațiul ebraic, spune Biblia, 1 Samuel capitolul 4, au tăbărât filistenii la Afec. Și ce au zis evrei? Dacă dușmanii noștri filistenii au venit împotriva noastră să lupte, noi n-avem ce să facem altceva decât să ne urcăm și noi pe sistemele noastre de armată și să tăbărâm lângă Ebenezer. N-au vorbit cu Dumnezeu, nu s-au rugat. Câți dintre noastre se mai roagă dimineață? Cât se mai roagă înainte să mănânce? Dar nu așa formal, nu. Când stai la Mac, cum te rogi? Ți-e rușine? Câți dintre voi aveți curajul la o stoardeză când urcați într-un avion și transmiteți un mesaj? Dacă nu puteți să-l vorbiți ca să nu deranjați pe cei din jur, să-l scrieți pe un telefon în germană, că nu degeaba știți germană, și să-i spuneți că Iisus Hristos o iubește, că vrea Domnul Iisus să intre în inimă și că e recomandabil să înceapă de azi să citească Biblia. Câți? De la începutul acestui an, aproape în fiecare avion în care am urcat, a făcut lucrul ăsta prin harul lui Dumnezeu. Acum când a venit spre dumneavoastră, a fost un băiat care vorbea limba engleză. Și pentru că limba mea engleză e foarte slabă, Google Translate m-a ajutat că nu am zis cuvinte complicate că se traducă greșit și am pus telefonul în față. M-am rugat să se trezească înainte, ca țipise, și am pus telefonul și am zis: sorry, am un mesaj pentru dumneavoastră. Și l-a citit, mi-a zâmbit, a zis: thank you very much. A început să aibă ochii atinși de lacrimi. Mi-am dat seama că Dumnezeu a vorbit acelui băiat. Tu trebuie să fii vocea lui Dumnezeu. Tu nu poți să stai în lumea ta și să-ți faci doar planurile tale. Pentru că vreau să spun ceva, chiar dacă vei reuși să te căsătorești, dacă nu ai o viață cu Dumnezeu, o să vă bateți. Da, da. O să aveți idei de divorț. Știți care sunt oamenii care au gânduri de divorț și pe care îi consiliez? Oamenii care în adolescență și în tinerețe s-au jucat cu Dumnezeu. Și acum când au de greu, că sunt două caractere care se... Nu se suportă unul pe altul. Dar s-au iubit. Numai cu 5 ani. Și acum sunt tare să-și dea în cap. De ce? Lipsește frica de Domnul. Lipsește pocăința adevărat. Nu se mai rugau evrei. Nu mai aveau timp pentru Iahve. Nu-i mai interesat de Dumnezeu. O zis: gata, mergem la război. Care-i problema? Și Dumnezeu a zis: da, luați decizii fără mine. Nici o problemă, o să vă arăt. Că dacă ați plecat de lângă mine, sunt prea sfânt să împătez imaginea cu păcatele voastre, pe care nu le recunoașteți. Că asta e problema. Spune Biblia: pe câmpul de bătaie dintre evrei, la raportul final, au fost înregistrați 4.000 de morți. 4.000 de morți. Ăștia aveau soții, aveau copii, aveau familii. O singură decizie fără Dumnezeu, o singură decizie și consecință 4.000 de morți. Câte decizii ai luat tu până azi fără Dumnezeu? Te mai miri unde ești? Te mai miri că sunt lucruri care nu-ți merg bine?
te mai mira. Ce au zis, măcar să fim religioși de data asta, când o să vină din nou dușmanii să ne bată la porți, filistenii, noi o să ne mulțumim cu ideea că am vorbit cu liderii religioși. Zis și făcut, n-a trecut mult timp și din nou filistenii s-au pus în linie de bătaie împotriva evreilor. Și evrei, de data asta, s-au dus la bătrânii poporului și au zis, pentru ce am fost bătuți? Cum te mai întrebați, mă? Nu știu cum nu vi rușine să întrebați când vă știți ce viață aveți. Ce mai întrebați? Păi nu-i simplu. Păcătuiești, Dumnezeu se retrage puțin, Satan are putere și ești învins. Foarte simplu. Au zis și bătrânii lui Israel, în loc să-și facă o reformă în spațiul ebraic, au zis, duceți pe teren filistean chivotul Domnului. Chivotul Domnului era un paralipiped, pentru ăștia care iubiți matematica, da? V-am dat iar așa? Era din lemn de salcâm, poleit mai întâi pe interior cu aur, că tot ce face Dumnezeu atinge mai întâi interiorul, și apoi pe exterior, deci în ambele sensuri, tot cu aur. În chivotul Domnului erau trei elemente supranaturale. Chivotul Domnului nu era doar un lemn, nu era un amvon, nu era o bucată de lemn de salcâm. Chivotul Domnului reprezenta prezența lui Dumnezeu. Unde mergea chivotul Domnului se derulau minuni inexplicabile. Dau un singur exemplu. Când preoții, după porunca Domnului, doi în față, doi în spate, cu acei drugi care trebuia să fie vârâți prin verigile care trebuia să fie de aur la cele patru extremități ale chivotului, când chivotul era dus pe umeri și au ajuns la marginea râului Iordan, când prima pereche de preoți și-au înmuiat călcâiele în Iordan, Iordanul a crăpat în două. Era în plin iureș, era când mai se iasă din matcă, atât de mare debit avea. Și Iordanul a zis, stați un pic, eu trebuie să mă opresc. Trece prezența lui Dumnezeu. Și apa a reacționat. Iordanul mergea normal și când au trecut preoții, când primii doi, și-au muiat călcâiele, n-au apucat să calce cu tot piciorul, Iordanul a crăpat în două. Partea din stânga Iordanului s-a scurs de așa manieră încât au putut culege de pe fundul râului Iordan 12 pietre, după numărul celor 12 seminții, ca pietre de aducere aminte. Cealaltă parte a Iordanului s-a format ca un zid în care dacă puneai mâna, nu ți intra mâna prin apă, ca înghețată era. Minune sau nu e asta? Mare minune. De ce? A trecut prezența lui Dumnezeu. Când știi că trece Dumnezeu pe undeva, trebuie să se prindă fiori, trebuie să ai un sentiment de nimicnicie și de mărnimia lui Dumnezeu, să-ți spui, Doamne, ce mic sunt, ce slab sunt, ce neputincios, vai ce vulnerabil sunt, ce mare ești Tu, Doamne. Înălțat să fie numele Domnului, măreț e Dumnezeu nostru, glorificat să fie numele Lui. De ce? A trecut chivotul Domnului conform Scripturii, după lege. A trecut prezența lui Dumnezeu. În chivot vă spuneam că erau trei elemente supranaturale. Vasul cu mană. Vasul cu mană, ne spunea deja fratele, era reprezentarea faptului că Dumnezeu e atent la un popor care i-a întors spatele. Timp de 38 de ani, vreau să numărați câte zile și câte săptămâni sunt astea, în fiecare dimineață. Luni, marți, miercuri, joi, vineri, duminică. În fiecare dimineață. Odată cu roa, veneau niște bobițe de coriandru cu gust de miere. Știți până la ce oră stă roa pe iarbă? Că ăștia au zis unii, pe stați un pic, noi stăm cu burta la soare, mâine la ceafă, șezlong, dormim că avem roa. S-o credeți voi? Că dacă veneau prea târziu, odată cu roa, se topeau. Că Domnul vrea să-i învețe disciplină. Băiatul care vrea să ajungă inginer, profesor, muncitor într-un domeniu anume, dar serios, nu se trezește la 10 dimineața. A zis cumva, amin, surorile, și ne-am auzit? Că nu-i normal, domnule, mai ales în condiții cum era în școala online. Mi-a căzut semnalul, domn profesor. Serios, dar cum vorbești? Ești necou? Ce-i cu tine? Nu vorbești tu.
Se trezea pe la 10 și zice, da, am avut probleme. Mi s-a întâmplat, nu știu ce, s-a stricat apa la noi și o trebuie să culegem apa de pe jos, din camere. Mințea, nu la prodeu asta. Înțelegeți? Sau ăștia care vin, nu știu cum e la dumneavoastră, câte zile aveți libere, că am înțeles că prin Germania are tata voie și mama să dea câteva zile libere, nu știu câte sunt aici. Dar vă rog frumos, nu mai inventați minciuni în adeverințe medicale. Că le-am zis la unii elevi, păi dacă tu ar trebui să fii bolnav când scrie în adeverințele tale, tu ar trebui să fii internat într-un spital, nu știu după în ce țară. Că ai fi grav rău, mă, te-a repauz la pat. Repauz la pat, minciună. La o fată care venea cu adeverințele astea la negru, i-am zis, nu-l mai pune pe medic să mintă. Vezi că e păcat și ăsta, nu-l minți tu, dar pe altul. Să fim corecți, da? Suntem bolnavi? Suntem bolnavi. Nu suntem? Nu mințim. Să nu cumva să dea boala aia pe stână care am inventat-o. Și ce-au făcut? În fiecare dimineață Dumnezeu le trimitea rouă. Dar nu numai rouă, pâine pe gratis. Dacă erau harsâni, lacomi, și luau cu saci, așa parcă erau români uneori, da? Luau, frate, să avem în pod cu noi. Când nu era vineri, în 24 de ore prindea viermi. Le-a zis Dumnezeu, vă dau cât aveți nevoie. Nu luați mai mult decât vă trebuie. Asta era. Deci, modul în care a hrănit Dumnezeu cu mană, eu niște lecții extraordinare, nu intrăm acum în detalii. Trebuia să fie disciplinați, nu aveam voie să fie leneși, să fie echilibrați. Dar rețineți că la 600 de mii de bărbați, dacă majoritatea dintre ei erau căsătoriți, încă 600 de mii de femei, hai să spunem numai 500 de mii, deja 1.100.000 de mii. Dacă fiecare avea cel puțin 2 copii, dar evreii știți bine că aveau mai mulți copii, da? Peste 2 milioane. Peste 2 milioane de guri. 2 milioane de stomaci. La care Dumnezeu în fiecare dimineață le trimitea mană. Și când prima dată au ieșit și au văzut bucățele de coriandru așa rotunde și cu gust de miere au strigat, manhu! Ce e asta? E mâna lui Dumnezeu peste voi. E purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Pentru că am să spun ceva azi. Oricât te-ar minți lumea asta în care trăiești și orice vești ai afla că urmează nu știu ce se întâmplă peste mapa mond, Dumnezeul din cartea asta, Dumnezeul nostru, e în stare să-ți poarte de grijă. Nu te mai îngrijora și spune, nu vreau să-mi temez o familie, că ce se va întâmpla cu lumea, cu Europa, cu mapamondul întreg. Nu te mai îngrijora gândindu-te ce se vor întâmpla în jurul tău cu oamenii, ce se va întâmpla cu ei. Încrede-te în Dumnezeu. Dumnezeu e în stare să te hrănească. Cine recunoaște în această dimineață că din pandemie până azi, în fiecare dimineață, Domnul a fost cu noi, să ridice o mână sus. Aliluia lui Dumnezeu. L-am văzut pe Dumnezeu milimetric, pas cu pas, secundă după secundă, Dumnezeu a fost cu noi. Vasul cu mană le spunea evreilor că indiferent cât de greu o să le fie în viață, într-o zonă în care nu exista metru pătrat unde să pui sămânță și să existe pământ fertil, să ai speranța că la toamnă sau nu știu câte oară după nu știu câte luni, scoți ceva de acolo, în deșert, unde doar vânt, praf și maxim smochin rar. Dumnezeu le-a purtat de grijă. O să ne porte și nouă de grijă Dumnezeu. O să fie cu noi și cu casele noastre. Slăvit să fie numele Domnului. Vasul cu mană ne spune că Dumnezeu este Jehova Ire, Domnul care poartă de grijă. Am să spun ceva în această dimineață, mai mult decât poți să-ți imaginezi tu, mai mult decât ai putea tu să-ți porți de grijă, mai mult decât ai putea să securizezi casa, viitorul, familia, ideile, destinul, Dumnezeul cel atotputernic, cel ce poate totul, e atent și e interesat de viața ta. Îi iubea Dumnezeu pe evrei, de-aia le-a îngăduit războiul. Te iubește Dumnezeu, de-aia îngăduie uneori niște strâmtori. Te simți încorsetat. N-ai reacționat când ți-a vorbit frumos. În cântări, în predici, în momente deosebite și a fost obligat Dumnezeu de viața ta și de viața mea să trimită strâmtori. Vasul cu mană. Tablele legii.
Dumnezeu a zis la un moment dat, Moise, vină cu mine pe munte pentru că vreau să-ți prezint caracterul meu. Vreau să mă descoper ție și să mi te revelez așa cum sunt eu să mă vezi. Și Dumnezeu a luat din piatră și a rupt el. Și a scris cu degetul lui. Cine crede că Dumnezeu a scris cu degetul lui? Hai, într-o lume super modernă, postmodernită. Bine, mă, ce degetul lui Dumnezeu, mă, ce ias? Fanatici ce sunteți. Da, eu cred că Dumnezeu a scris. Și a zis, unul, eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Să nu ai alți Dumnezei. Ce Dumnezei să ai, mă, frate, care? Păi da, telefonul poate să fie un Dumnezeu de-a tău. Prietenul tău poate să fie un Dumnezeu de-a tău. Prietena ta poate să fie un Dumnezeu de-a tot. Orice îți fură prezența ta la închinare, orice îți fură tronul din inima ta, orice concură cu Dumnezeu, e Dumnezeul tău fals. E idolul tău. Scoate-l afară. Pasiunea ta poate fi un Dumnezeu. Antrenamentul tău poate fi un Dumnezeu. Faptul că te crezi extraordinar de frumos, mai să dai narcisism, da, să-i un Dumnezeu. Scoate-l afară. Să nu ai alți Dumnezei. Nu știu când aveți slujbă la bisericile voastre, de obicei, probabil joi, tipul săptămânii, da? Marți și joi. Păi dacă marți seara, tu nu poți veni la biserică, pentru că neapărat trebuie să faci ceva care nu-i strict necesar, nu-i urgență, nu-i smorg, nu-i serviciu, nu-i obligație. Păi ce faci tu marți seara în timpul programului? Se numește Dumnezeu tău. Păi frate-s puțin la rugăciune, nu mă interesează. Tu trebuie să fii ei plus unu. Îți trăi, tu fii al patrulea. N-am întâlnit om care să-L respecte pe Dumnezeu prin frecvența la biserică și o viață sfântă asociată frecvenței la biserică și să nu-L binecuvinteze Dumnezeu. N-am întâlnit. Nu știu de unde a luat Dumnezeu. Nu știu. Nu știu cum a făcut Dumnezeu. Nu știu cum a mișcat masele. Nu știu cum a transformat reacțiile celor din jur. Ca și la moașile acelea care, în Exod 1, spune Biblia, s-au temut de Domnul să întrerupă viața băieților evrei. Și ce a făcut Dumnezeu? Dumnezeu le-a făcut case. Nu știu din ce cărămizi. Nu știu cum, dar le-a făcut. Tablele legii. Tablele legii nu sunt un sistem așa restrictiv, un sistem în care cineva să fie direct și radical pentru că vrea el să facă cum vrei tu, cum vrea el. Tu neapărat să reacționezi după ideile lui că e închis, nu? Regulile în spațiul ebraic și în Biblie au rol protector. Te protejează. Când tu ca băiat nu urci cu o fată în mașină, că ai auzit în predica mea, se o regulă. Nu știu cum să-ți explic, în partea dreaptă a mașinii mele există amprentă cu senzor. Senzorul e pe degetul Alexandrei. Ah, am uitat să vă salut. Cea mai frumoasă femeie din lume, Alexandra Nechifor, e soția mea, vă binecuvintează și vă salută. Domnul să binecuvinteze. Amin. Cam slăbuța mea la voi, dar vă mai ajut. Domnul să o binecuvinteze. Amin. E mai bine, la fel și pe mine noastră. Amin. Ziceți, bă, că pentru voi mai tare un pic. Deci, în dreapta la mașina mea intră doar soția, mama sau una dintre surorile mele de corp. Păi ce poți? Nu-i normal! Ascultă-mă, te respect ca fată, dar nu-i normal să-l știi azi, trec 3 zile și a 4-a zi urci mașina la el. Să nu-i admis? Se numește habonicie. Iraționalism. Vrei să urci mașina lui? Interesează-te dacă o prietenă foarte apropiată de-a ta mai vine cu tine. De ce? Dacă sunteți două, nu o să se întâmple nimic greșit. Protecție. Pe prea mulți am consiliat și mi-au zis strigând în disperare, smulgându-și părul din cap, pastore, am curbit. Mai există vreo șansă pentru mine? Și am zis, unde eu? Așa e că în mașină. Că mi-a descoperit Domnul cazul acelui om. Și am zis, da. Și l-am întrebat, când ai greșit prima dată? Secunda numărul unu când ai greșit. Păi când m-am apropiat pe tare, nu, prima dată. Și am spus, prima dată când ai greșit e când ai urcat doar tu cu ea în mașină. Doar tu cu ea în mașină. Eu nu pot să-mi imaginez și nu pot să cred că un băiat serios și normal în toate facultățile mentale funcționale
merge acasă la ea și rămâne peste noapte la ea acasă, fără să fie vreun membru din familia lui, de exemplu tatăl cu el. Am o soră în Australia și când băiatul care avea să devină cumnat a venit în România, în Cluj-Napoca, cu intenția să se logodească cu sora mea, a venit cu taică-său. Înțelegeți? Și a trecut de 25 de ani. Nu pentru că era fanatic religios, ci pentru că avea echilibru. Că după aia mă pun în situație penibilă să-l întreb. O dormi la tine acasă, ea, noaptea asta? Și zice, da. Și spun, tu ai creier? Ce să-i spun altceva? Și zice unul, nu vă spun nici ce judec mai bine, nu-i Cluj? Păi frate, și băiatul presbiterului nostru face la fel. Și eu îi spun, dacă la cazan când învârtiți îți moală, în iad, o să fiți colegi, te mulțumește ideea. Și bucuros? Se scrie pe frunte, băiat de presbiter, e mai ok? Prea târziu când o vine cu burtica mare. Fata, prea târziu. Ce să-i mai faci? Nici în zi de azi nu și-o revenit. Și-o trecut peste 5 ani. Știți de ce? Pentru că a depășit o regulă. Spuneți-mi cum vreți, fanatic. Cum vreți voi, nu mă interesează eticheta. Un singur lucru mă interesează. Să nu-ți nenorocești viitorul. Să nu-ți nenorocești viitorul. Că dacă respect tot ce spun, care cred că e biblic, ajungi bine. Dacă nu, consecințele sunt grave. La fiecare casă de evreu exista un gard. Gard pe partea asta, gard dincolo, gard dincoace și gard pe partea asta altă. Era gard pe toată circumferința acoperișului. De ce gard? Tavanul era plat. Când cineva muncește la acoperiș, e concentrat acolo. Și dacă din greșeală, din concentrare, aia dă cu spatele. Și cade cu spatele în jos, la câțiva metri adâncime. Întreb gardul ăla, dacă e acolo, îl protejează? Și Dumnezeu a zis, să nu prea curvești! Doamne, ești un pic cam fanatic. Ce ai tu cu asta? Vreau să te protejez, vreau să ai viitor. Să nu mărturisești strâmb. Să nu poftești. Era să zic Merțanu, da? Dau mai niște exemplu. Că măgărușul nu mai e acum. Acum ai... Că ai putere sub capotă. Să nu. Să nu poftești dacă ești fată rochia prietenei tale și să nu fii stare să-i dai la picioare cu ghilimele, că e îmbrăcată mai frumos decât tine. Să nu poftești mașina colegului tău. Să nu. De ce, Doamne? Ce, nu putem să facem chiar ce vrem? Păi nu se poate. Pentru că dacă faceți ce vreți, sunteți într-o junglă spirituală și vă ajungeți la nivelul în care vă auto-atacați. Eu vreau să vă protejez. Eu sunt sfânt, a zis Dumnezeu, eu sunt drept, eu sunt bun, eu nu pot să privesc rău. Și eu, zice Dumnezeu către Moise, vreau să-mi iau inima mea și să o pun pe tavă în fața ta. Să-mi transpun caracterul în poporul ăsta pe care l-am ales, așa că îi dau 10 porunci. Să înceapă să gândească ca mine, să reacționeze ca mine. Să fie asemenea mie, că așa am vrut că l-a cremat pe Adam, să fie după chipul și asemnarea mea, dar a intrat altele în ecuație. Și mi-a atacat planurile. Tablele legii sunt modul în care gândește Dumnezeu. Modul în care Dumnezeu vrea să trăiești o viață curată, plin de pasiune pentru cer. Erau în chivot tablele legii. În chivot mai era ceva. Era toiagul lui Aron.
că s-au trezit niște șmecheri de ăștia de cartier să facă o partidă într-o biserică și au zis, lăsați-mă să actualizez. Au zis, bine mă, fii serios, ce numai primul, se vorbește Domnul. Ce numai Roni, seminția aia specială, seminția lui Levi, pe care a ales-o Domnul pentru preoție. Dacă vreau eu să fiu preot și din Iuda, care e problema? Hai, să vedem care e problema. Domnul a zis, da, a, deci voi vă puneți cu chemarele pe care le fac eu. Voi veți să contracandidați voii mele. Ok, hai că facem un test. Fiecare seminție dintre cele 12 să fie cu toiagul lui. Pa, 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 pa. Toiagul nu avea ceva special, nici măcar nu era vopsit special. Era o bucată de lemn. Pe românești spunem în zonă o bâtă. Da? Dar nu de baseball. O bâtă normală. Fiecare cu butica lui. Nu l-o șlefuit, nu l-o lăcuit, nu l-o dat cu măsline, cu smochine, cu îndelemn, cu nimic. Fiecare cu bota pus acolo. Eu, Domnul, zice Domnul, o să arăt care e seminția pe care am ales-o pentru preoție, pentru că toiagul care reprezintă acea seminție păstă noapte, adică în maxim 12 ore, hai să zicem până în 24, maxim, maxim. V-am frunzit. Vă dați seama ce? E ca și cum aici panvon ar crește acum în timp ce predic o floare. Dar nu că o delichidez, nu-i simulare, nu-i iluzie. Să fie reală. Să frunzească. Bucata asta de lemn să frunzească. Pe unde vreți, pe aici, pe aici, pe unde nu vreți. Egal. Parcă l-aud pe ăsta din Iuda cum a postit. Noaptea aia s-a rugat, frate. O zis, hai să ne rugăm să câștige Domnul biruința. Stai cu minte, prietene. Nu-i locul tău. Chide gurița. Rugăciune fără sens. Când s-au dus dimineața ăștia toți intrat pe ușă în aceeași cameră, un singur toiac. În aceeași noapte, zice Biblia, am frunzit, am florit și a dat migdale. Extraordinar. Ce în mod normal se întâmplă în minim două anotimpuri. Puneți în calcul minim 4 luni. Într-o singură noapte. Că ce zice Dumnezeu? Da. Și amin. Aleluia. Și alegerea Domnului nu poate fi confundată. Nu te pune cu Dumnezeu. Ai grijă. Autoritatea lui Dumnezeu este invincibilă. Nu te împotrivi autorității lui Dumnezeu. Ești minor. Ești în casa tatălui tău și a mamei tale. Respectă-ți părinții și ascultă-i. Asta înseamnă că vei avea viitor. Dacă îi dai cu piciorul la mamă ta, așa la ușă și zici, ai, sperată ce ești, habar n-ai ce TikTok. E parcă TikTok te mântești. Când arogant îi trimiți replici tatălui, deja ești pe drumul interzis. Să știi că Satana abia așteaptă să te audă. Îți dă scenarii, zi așa, 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 așa. Îți creează circumstanțe să-ți ataci autoritatea parentală. Știi de ce? El e convins. Când tu nu mai ești sub autoritate, ești o victimă sigură a diavolului. Din perspectivă spirituală, Satan e deja cu mitraliera pe tine. O fixat-o. O pus-o în zona aia că nu-i nimeni aici, dar mai bine. Nu crede ce. Ești ochit. Un singur lucru mai trebuie să se întâmple, să apase pe trăgaci. Și te-o învins. Din toată îți mai place biserica. Vrei un fel de club creștin, distracție, show-uri, sărituri, lumini, după aia mergi în disco, mai tragi nitro țigară, mai continui, mai mai umbi la droguri, de la mai ieftine, de visăgeată, comercializezi, umbli, pachetele, învârteli, nu știe nimeni, îmi pare foarte rău. În câteva luni vei fi la zdob. De ce? Degeaba vine mama și mă sună și zice, pastore, băiatul meu e prins în Franța! Recent săptămâna asta i-a spus unui caz, nu te ruga să scape, că nu o să scape decât cu minim 1 an și 6 luni. Următoarea dimineață m-a trimis sentința pe WhatsApp, 1 an și 6 luni. Și ce mi-a zis Domnul despre el? E singurul mod în care îi dau palme spiritual și l-ajut să-și revină. Să-și revină. Că dacă îl scăpa taică-s-o cu nu știu câte 10.000 de euro, avocați, da? Învățat nicio lecție. Am plâns cu mama asta în birou, dar n-am putut să-i spun nimic altceva decât ce i s-a întâmplat se numește lucru
manual. Lucru manual. Nu ataca autoritatea lui Dumnezeu. Vă spun ceva. Toți care s-au jucat cu autoritatea lui Dumnezeu, toți s-au nenorocit. Toți care au atacat identitatea lui Dumnezeu, suveranitatea lui Dumnezeu, maniera în care Dumnezeu își derulează planurile, toți s-au nenorocit. N-am întâlnit caz. Și uitați-vă în istoria bisericilor dumneavoastră, dacă există vreun caz. Cine se ridică la dările de seamă și face pastorul praf și comitetul și prezbiterii și biserica, uitați-vă la ce se întâmplă în familia acelui om. Uitați-vă ce ajung copiilor. Dacă copiii aceia merg în aceeași direcție de răzvrătire, că există cazuri în care se trezesc și își revin și zic la toți, Doamne ajută pentru asta. Nu ataca autoritatea. Stai smerit. Greșește cineva, nu-i treaba ta. Dacă vrei să-l ajuți, roagă-te. Zi, Doamne, intervino. Nu ești mulțumit cu atât? Începe să postești. Dacă știi că sunt păcatele active, nu mustra duhuri, că nu-i treaba ta asta. Că o să vină ca la fiul lui ceva și o să te înhațe. Și o să dea de pământ cu tine, șterge pe jos cu tine. Și te miri, vai mă, n-am avut problema asta niciodată. A intrat în luptele care nu-ți aparțineau. Asta e spusul. Chivotul Domnului avea vasul cu mană, purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Toiagul lui Aron, autoritatea lui Dumnezeu, este invincibilă, n-are voie să fie atacată. Și pe lângă toiag și vas, tablele legii, legile Domnului, caracterul lui Dumnezeu vrea să fie transpus la tine. Și ce-o zis Domnul? Sau credeți voi că faceți mașinării religioase, șmecherii, jaloane? Mergeți acum sunteți cu Domnul, frumos, cântați, stați lângă Domnul, mâine iară trageți o jurătură. Astăzi, poi mâine mergeți azi la biserică, răspoi mâine, iară vizionați pornografie. Și tot așa, printre jaloane, așa umblau ăștia în vremea poporului evreu. Și ce-o zis Domnul? De data asta, pentru că voi credeți că mi-aduceți chivotul, adică expresia prezenței mele pe teren de luptă și veți fi biruitor, vă dau o lecție dură. Și anume, voi îngădui ca chivotul meu să fie capturat și dus la filisteni. Vai, ce jubileu a fost prin spațiul filistean. Săreau ăștia, jubileau, dansau. Binecuvântări de la satanice, bucurii peste bucurii. Și dintr-o dată, toți evrei cu buzele umflate, distruși. Unde-i Dumnezeu? Și Dumnezeu zicea, unde sunteți voi? Și chivotul s-a dus. Evreii au fost învinși și a fost luat chivotul. La ce țineau ei cel mai mult? Și Domnul a zis, las chivotul să meargă prin teren filistian, din localitate în localitate, dar ca să le învăț și pe ei o lecție, le dau o problemă medicală. Pandemia e zero față de asta. Și a intrat chivotul Domnului, zice Biblia, pe la Asdod. Și când a intrat chivotul Domnului ăștia, nu mai putea să stea pe scaune, frate. Imaginați-vă șoferii de tiruri care aveau curse lungi în Europa, lăsați-mă să actualizez, care stăteau, dar ce scuze, stai în picioare să conduci în picioare? Nicio șansă. Maxim o jumătate de oră trebuie să parcheze. Ăștia specialiști în IT, care erau pe scaune continuu, remote control la casă. Nimic. Probleme. Se blochează rețelele corporații. Și toți își dau seama. În secunda în care a intrat chivotul, a intrat bubă la șezut pe noi. Hopa! A, cu Dumnezeu ne jucăm. A luat chivotul Domnului și l-au mutat ca o cârpă murdară, virusată grav. Din Asdod la Gat. Din Gat la Ecron, capitolul 5. De la versetul 7 în jos, 6 chiar. Și la un moment dat au zis, hai să vedem dacă totuși Dumnezeu aici sau e o întâmplare. Capitolul 6 începe cu dorința filistenilor de a muta chivotul Domnului la evrei, dar cu o condiție. Și au început să inventeze. Și au zis, noi cumpărăm lemnele cele mai șlefuite. Construim carul cel mai perfect, că nu există. Mai puțin perfect. Perfect. Luăm tot și punem perfect acolo și așezăm carul și la car punem două vaci tinere care de curând au fătat și ce aia? Hai, românași. O parte numai. O născut un miel. Nu un miel, un vițel. Da? Vacile astea tinere care n-au tras niciodată la car, asta înseamnă a fi înjugat, n-au tras la car, dar vor fi așezate la car și test.
dacă o vor lua spre spațiul Beșeme și spre evrei, înseamnă că în toată ecuația asta e Dumnezeu. Da, ele ar trebui să o ia în dreapta și le-am pus viței în stânga după grad. Instinctul lor, care trebuie să-și alepteze noi născuții, trebuia să-i atragă spre ăștia care țigleau. Vrem lapte! O, câți nu zic așa. Și animalele erau la un test. Test supranatural. Culmea că Domnul vorbea prin animalele astea. Și ei nu înțelegeau. Și când au simțit greutatea chivotului în car, animalele fără ghidaj, fără GPS, fără bici pe spate, fără om lângă ele, au luat-o direct, nu pe drum asfaltat, peste bolovani, pe scurtătoră direct la evrei. Pentru că în toată ecuația asta era mâna lui Dumnezeu. Mâna lui Dumnezeu. Ajung oameni la marginea prăpastiei, la marginea gropii și zic, Doamne, de ce Satana m-a lovit? Și Domnul zice, nu, eu te-am atins că te iubesc. Te iubesc. Te-ai îndepărtat de la planurile mele, nu mai mergi în direcția mea. Mai determinat, zice Domnul, să-mi întind puțin mâna împotriva ta sau să-mi o retrag de peste tine. E mâna mea în ecuație. Pentru că te iubesc. Așa de mult îl iubesc pe Dumnezeu când mă duc la întâlniri tineret sau la conferințe sau la evanghelizări și când Domnul descoperă anumite stări în viețile unora, pentru că îmi dau seama că lui Dumnezeu încă îi mai pasă de oameni. Știți că sunt o grămadă care acum sunt în șanț? Știți că unii sunt pe etaje, pe blocuri și vor să se arunce în gol? Și unii vor muri azi și vor merge în iad. Și asta e cea mai mare tragedie care există, să te lase Dumnezeu în ideile tale și pe drumurile tale și pentru pasiunile tale și să mergi bezmetic în direcție inversă față de voia lui Dumnezeu. Asta e cea mai mare nenorocire care există în istorie, să prin secunda în care lui Dumnezeu nu-i mai pasă de tine. Ferească Dumnezeu să ajungem careva în astfel de ecuație, că unii au ajuns. Și Domnul le vorbește filistenilor și le zice, bine ar fi să învățați lecția cu mine, Dumnezeu, să nu mă puneți. Să nu vă puneți cu mine că vă loviți și vă autoloviți. Spațiul Beșeme și o bucurie extraordinară. De ce? Pentru că din gură în gură, din ureche în ureche se aude vorbind, s-a întors chivotul înapoi, chivotul Domnului înapoi la noi acasă. Evreii pur sânge muncitori erau la secerat. Și parcă îi văd capitolul 6, versetul 13, cum le cad secerele din mâini și încep să strige. Simțim o emoție specială. S-a întors înapoi prezența lui Dumnezeu. Că oamenii ăștia, ascultați-mă ce spune Biblia, 7 luni au predicat fără chivot, au cântat fără chivot, au făcut închinare fără chivot, au fost la templu fără chivot, au jefit miei, au fost la altare, au făcut ritualuri fără Dumnezeu. Momentul la care vii în biserică, să așezi viața și trupul pe scaunul tău, dai zoom la imagine, să te uiți la toți, pe toți îi împarți, cu tare așa, cu tare așa, nimic nu mai merge. Hei! Unde e Dumnezeu în viața ta? Unde e chivotul? De ce nu mai simți nimic? De ce totul e sec? De ce ai tendința să butonezi telefonul? Nu pentru că trebuie să răspunzi la un mesaj de consiliere gravă, și pentru că tu vrei să te joci și vrei să-ți umpli timpul, că totul e sec pentru tine. Unde e chivotul? 7 luni evreii mergeau la templu fără chivot și nici măcar n-au strigat în disperare, Doamne, întoarce-l înapoi. Dar Dumnezeu nu-și lasă numele de ocară și nu acceptă să fie pătat în imagine, așa că s-a întors înapoi. Și chivotul, spune Biblia, în Beșemeș, e tratat greșit. Și locuitorii din Beșemeș se uită în chivotul Domnului într-un mod nebiblic, interzis. Și când mor, nu vă spun acum că uitați acasă, că nu-s puțini. Și au început să spună, vai, nu mai vrem chivotul Domnului. Pentru că noi în frigidere avem bere fără alcool. Pentru că noi în beciurile noastre avem sistemele noastre în care trăim. În vin, în ce vrem noi. Nu vrem să fie chivotul Domnului, că ne curentează, ne lovește. Așa se face că au trimis soli, spune versetul 21, capitolul 6,
închiriate alim să le spună evreilor de acolo: filistenii au adus înapoi chivotul Domnului, coborăți-vă și soiți-l la voi. În cetatea Kiriat Arim, ca într-o Singen, spre exemplu, s-a organizat o întâlnire de sărbătoare. La întâlnirea de sărbătoare trebuia să fie prezenți toți bărbații de la 20 de ani în sus. N-aveai drept să spui acolo: n-am timp, s-a obosit, am job. Puteai să mor dacă nu erai prezent la întâlnirea dată prin lege ebraică. Toți bărbații sunt prezenți. Liderul numărul 1 al localității Kiriat Arim are o singură problemă de rezolvat pe ordinea de zi. Cine va duce chivotul la el acasă? Cine se expune să-și ducă chivotul la el acasă? Nu în parcare, nu la casa vecină, la el acasă. Nimeni nu se juca cu asta, pentru că au murit 10.000 în localitatea vecină. Ca să fii habotnic, trebuie să n-ai creier folosibil să faci așa ceva. Toți bărbații lui Israel stau cu capetele aplecate. Nimeni n-are curaj. Într-un final, un bărbat cu numele Abinadab se uită la viața lui, la pruncii lui, avea 3 băieți. Își dă seama că nu merită, dar o să-și facă ordine urgent în casă. Și parcă îl văd cum face un semn cu mâna. Și zice: eu am decis că vreau să iau chivotul Domnului la noi acasă. Casa mea nu e cea mai frumoasă, nu are o poziție perfectă, e pe deal. Ca să ajungă chivotul Domnului dus de preoți, preoții aia care duc chivotul 4 la număr trebuie să depună un efort mai mare, că e pe deal să urce până la mine acasă. N-am găsit de cea mai înaltă calitate. Nu sunt perfect în toate lucrurile pe care le-am aranjat acasă. Dar a zis Abinadab: eu vreau chivotul la noi acasă. Generația trecută avusese chivotul, generația prezentă lipsea din el. Și în generația lui Abinadab, și o să vedem miata fiului său, chivotul trebuia să aibă impact. Zis și făcut, toți s-au bucurat, abia au așteptat să se termine slujba aia, că era grea. Cine duce chivotul acasă la el? Toți s-au împrășteat, a mers acasă. Abinadab a rămas lângă chivot. Preoții, înțelegem că l-au dus acasă la el, a intrat în camera din living și tatea a zis: băieții mei dragi, avea 3, dați-vă în cronici dacă nu credeți. Am o întrebare pentru voi. Care din voi 3 vrea să ia chivotul Domnului și să rămână lângă el 24 din 24 de ore? Adio carieră care e incompatibilă cu chivotul. Adio filme care nu sunt compatibile cu cerul. Adio viață duplicitară. Care? Ahio e băiatul cel mai mare, care mult stă cu ochii închiși, capul plecat. Nu vreau chivot, vreau business, afaceri, idei. Nu înseamnă că business-ul e păcat, dar business-ul care te face să minți e păcat. Schimbă-l. Mai ales că e business-ul tău. Ai autoritatea asupra lui. Uza are o tăcere vinovată. Tăcerea asta îl costă. Pentru tăcerea asta moare. Când același chivot e mutat, sau cel puțin vrea să-l mute David împăratul în Silo, în Sion, în cetatea Sionului, cetatea lui David. Pentru că David preia sistemul filistian și zice: ok, lasă, care-i problema că el mai înjură? Lasă să cânte, frate! Care-i problema că el mai vizionează? Lasă să facă slujbă! Dacă nu-l lași aici, merge în lume! E lume deja! Și lumea e în el! Să o scoată afară și apoi să vină! Să facă slujbă, amin! Amin! Să-și facă curățenie, apoi să pretindă că e lângă chivotul Domnului. David nu e atent. Are o copie a legii care trebuia să o scrie în fiecare zi la căpătuiul patului lui pe noptiera aia, trebuia să fie Biblia, legea. Pentateu, cele 5 cărți ale lui Moise. Împăratul trebuia să o știe pe de rost, să o scrie cu degetul lui, o copie a legii, să o citească. Și David nu e atent ca rege.
și lasă să meargă chivotul Domnului după sistem filistian. Și pus chivotul Domnului într-un car nou, exact ca filistenilor, poate că și-a copiat roțile și dimensiuni și spițe și tot. Nu știu ce-a făcut, dar era car nou. Și când chivotul Domnului e dus în sărbătoare, Uza ăsta, băiatul lui Abinadab, pune mâna pe chivotul Domnului să salveze situația, făcând un gest idolatru, pretinzând că îl poate propti pe Dumnezeu. Cum să ne facem noi de minune? Hai că intervin eu. Stai cu minte, nu te băgat în treaba aia. Nu-i problema ta. Și pune mâna pe chivotul Domnului. Și ce face Dumnezeu cu el? Îl rupe în două. Mânfior. Mânfior că era băiat de om special. Mânfior că în camera alăturată lângă el, 20 de ani, a stat chivotul Domnului. Mă tem. Că poate fi istoria cuiva dintre noi, oameni care mergem la biserică de zeci de ani, dar care nu mai respectăm cuvintele Domnului. Uza a tăcut. Într-un final, Eleazar a zis: tati, mi-am făcut o revizie spirituală și am decis că vreau să stau lângă chivotul Domnului. Versetul spune așa: și-o sfinți pe fiul său Eleazar ca să păzească chivotul Domnului. Ce-a făcut băiatul să se numește Stop, care te schimbă. Eu nu vă cunosc în această dimineață și sesiunea asta încheie aici, dar vreau să-ți lasez o provocare. Eu nu știu care e viața ta. Eu nu știu cât de mult ai umblat printre jaloane spirituale. Eu nu știu exact ce ai tu în suflet acum. Poți avea o dramă mare, te-a părăsit cineva drag. Poți avea o gaură în inimă din cauza unor stări de păcat care te macină mai tare decât un cancer. Poți avea zeci de ani de religiozitate, dar să nu-L ai pe Dumnezeu prezent, să-L simți, să fie în camera ta. Când deschizi ușa la mașină și după ce urci, să simți că a intrat cineva în mașina ta. Să simți că cineva se uită în jurul tău, peste tot. E prezent lângă tine Dumnezeu. Eleazar a zis: mă opresc din rutina zilnică și vreau să mă schimb. 20 de ani Iacov a umblat printre jaloane spirituale. Când îl vedea pe Dumnezeu la Betel, o scară cu îngeri, se trezește și în loc să-i spună Domnului: Doamne, o să te slujesc chiar dacă nu-mi dai nimic, chiar dacă o să-mi iei tot într-o zi, Tu vei fi Dumnezeu meu. Dar Iacov face o tranzacție cu Dumnezeu, business cu Dumnezeu, și zice: Doamne, dacă îmi dai îmbrăcăminte, dacă vii atent să fie de marcă încălțămintea, dacă ești cu mine și îmi dai mâncare, dacă îmi dai teritoriu, dacă mă ajut să mă întorc înapoi cu bine și în pace, atunci, zice Iacov, vei fi Dumnezeu meu. Numai atunci? Și dacă într-o zi ți-a tot ce-ți place ție și îți dă ce nu vrei, dar ce vrea el? Nu mai spujești? Pe vadul Iabocului, după 20 de ani de șmecherii, când culmea, Domnul încă îi se mai arată. Are turme care se mulțesc, pentru că Domnul îi spune: fii atent, nu elele care trebuie să le pui. Când oile vor fi gata să aducă miei în viață, sunt de culoarea asta și pune-le acolo ca să crească turmele tale, că Domnul a fost bun cu ele, chiar dacă el a fost rău cu Dumnezeu. După 20 de ani, pe vadul Iabocului, Genesa 32:24 spune așa: însă Iacov a rămas singur. Vă invit să vă ridicați. Vă rog frumos să vă închideți ochii. Iacov era după 20 de ani de istorie de ceartă cu frate Sugeamă. După ce și-a trecut soțiile, copiii și turmele, toate proprietățile, a rămas singur. Un singur sunet se auzea de acolo, era valurile vadului râului Iaboc. Nimeni în jur. Era noapte. Noi nu putem pricepe ce aia noapte, pentru că avem telefoane cu lanterne. Și urgent am făcut lumină ca ziua. În noaptea aia, înfiorătoare, se aude un foșne de pași. Cine oare? Cu siguranță a zis: e fratele meu Esau. Sau e unul dintre soldații lui. Că 400 de soldați și-a angajat ca să mă prindă pe mine. N-are nevoie de mine, de nimeni decât de mine. Dar Domnul a zis: Iacove, te-am prins. Nu mai ai familie?
Nu mai ai prieteni. Nu mai ai arme. Nu mai ai nimic în jurul tău. E singur. E noapte. E singur. Și mi-am trimis reprezentantul meu, profetul Osea zice că eu era un înger. Mi-am trimis un înger să-ți pună mâna în piept și să-ți pună o întrebare. Cum îți este numele? La întrebarea asta mi-a răspuns odată și a zis că ești de sau când tatăl tău cu probleme de vedere grave, cu deficiențe adânci, a zis nu prea pricep. E voce de Iacov, dar mâini de Esau. O grămadă trăiesc așa. Au voce caldă, blândă, sunt extraordinar de așa simpatici în vorbă. Au vocabular creștin, chiar pentecostal. Dar acasă, dar în viața lor privată, dar când nu-i vede nimeni, au mâini, au atitudini, au comportamente Esau. Acum nu-l întreabă nici Isaac, nici un trecător, nici măcar fratele său înverșunate sau ce le întreabă Dumnezeu. Cum îți este numele? Când un evreu era întrebat despre numele lui, era întrebat despre adevărata lui identitate. Cu alte cuvinte a zis Dumnezeu, Iacove, cine ești tu realmente? Putea să răspundă, stați un pic, eu sunt nepotul patriarhului, marele om al credinței, tatăl credincioșilor Avram. Tatăl meu este Isaac, un om care atunci când se roagă, nevasta lui poate să nască din nou, chiar dacă a fost înainte infertilă. Nu, nu te-am întrebat cine-i targetul. Nu te-am întrebat cine-i bunicul tău. Iacove, te-am întrebat cine ești tu. Cum ți-e viața? Ce fel de trăiri ai? Parcă văd pe Iacov cu cade cu bărbia în piept și încep să se scurgă lacrimi din ochii lui și a dat seama că nu mai poate să-l minte pe Dumnezeu. Și a zis, numele meu este Iacov. Când mă așteptam să vină Dumnezeu să zică dispare cu un băbărnac, nu meriți nimic, ești ca un gunoi al istoriei, 20 de ani mi-ai pătat imaginea. Dumnezeu se uită la Iacov și zice pentru că te-ai oprit și pentru că ți-ai prezentat adevărata stare, de azi te schimb. Numele tău nu va mai fi Iacov, adică înșelătorul, ci te vei chema Israel, cel ce luptă cu Dumnezeu și cu oamenii. Și pieruie. Înfrântule, vreau să schimb statutul, a zis Dumnezeu. Nu mai vreau să plângi, să nu știe nimeni de ce. Nu mai vreau să ai dureri după un păcat, iar să te simți grețos. Dar, ca un gunoi al istoriei, vreau să schimb viața. I-a schimbat numele și când s-a întors la familia lui era șchiop. Pentru că i-a schimbat și comportamentul și mersul. Eu nu știu cine ești aici. Un singur lucru știu. Aici e prezent Dumnezeu. Breganta Ramana Vada Sihomenas. Este prezent Duhul lui Dumnezeu în timp ce stai cu ochii închiși. Să știi că Duhul lui Dumnezeu trece printre aceste scaune și se oprește în dreptul fiecăruia dintre noi. Și Domnul are în plan să-ți schimbe viața. Domnul vrea să te schimbe. Ce nu poți să schimbe oamenii și psihologii și relații și orice vreți voi, poate să schimbe mâna lui Dumnezeu. Brațul Domnului e capabil să-ți schimbe viața. Dacă ești în locul acesta și încă n-ai o relație personală cu Dumnezeu, încă nu te-ai botezat la o vârstă matură, decizând tu pentru viața ta, nu altcineva, să știi că în această zi, în această dimineață, este ziua ta. Este momentul tău. Dacă ai minim 14 ani și vrei să-L chem pe Iisus Hristos ca mântuitor personal, vrei să ți se schimbe viața, vrei să se schimbe trecutul tău, vrei să fii iertat și iertat în numele lui Iisus Hristos, în această primă sesiune Dumnezeu îți dă ocazia aceasta. Chiar dacă ești botezat, dacă vrei să se schimbe nu ceva, ci totul în viața ta și vrei să ajungi la o altă dimensiune spirituală și vrei să-i spui Domnului, Doamne, m-am obișnuit cu o religie, cu o formă religioasă, m-am obișnuit cu o tradiție, că am întâlnit atâția tineri, băieți și fete care îmi spun, frate, care sunt botezat în apă, dar nu s-a schimbat, nu s-a născut din nou, nu s-a produs nimic în mine, nu s-a produs transformarea aia de care îmi vorbesc alții și pe care mi-o doresc. Dacă vrei chiar în aceste momente să-ți producă Duhul Sfânt nașterea din nou în viața ta, în urma cuvântului care s-a transmis și care
a vrut să fie ca o săgeată pentru inima ta, ca un mijloc de trezire. Dacă vrei să-i spui Domnului, Doamne, schimbă-mă în această dimineață, schimbă-mă nu cum vreau eu, schimbă-mă cum vrei Tu, în timp ce stai cu ochii închiși, ridic o mână dreaptă în fața lui Dumnezeu și zic, Doamne, vreau să mă schimb și pe mine, vreau să mă ating și pe mine, vreau și viața mea să fie transformată. Mai sunt și alții pe lângă cei ce au ridicat deja o mână. Ai nevoie de schimbarea aceea pe care o produce Duhul lui Dumnezeu. Să nu mai poți să explici, să nu mai poți să spui exact ce mi s-a întâmplat, dar să-ți dai seama că ceva a intervenit supranatural în viața ta. Este o intervenție supranaturală a Duhului Sfânt. Și din această zi să se oprească viața ta de păcat, să te oprești anumite ritualuri religioase. Să nu mai vii la biserică doar de formă, să trăiești cu Dumnezeu, să respiri în prezența Domnului, să simți o prezență supranaturală. Duhul Domnului e prezent aici. Duhul Domnului îmi spune că mai sunt și alții care trebuie să ridici o mână. E momentul tău, nu-ți fie rușine de cineva, oricum toți stau cu ochii închiși, te vede Dumnezeu. Bret cantara mea navizoraiat. Diavolul are în plan să-ți atace viața, să-ți atace viitorul, să-ți distrugă viața ta de familie pe care vrei să o întemeiezi. Dumnezeu vrea să ți-o binecuvinteze. Prezența Domnului vrea să te atingă. Dumnezeu vrea să facă o minune în sufletul tău, să devii un alt fel de om, transformat prin sângele lui Iisus Hristos, transformat prin puterea Evangheliei, transformat prin numele care și astăzi eliberează, și astăzi vindecă, și astăzi transformă. Există o singură forță care te poate motoriza să devii un alt om. Este forța Domnului Iisus Hristos prin sângele Său. Este Duhul lui Dumnezeu care te poate schimba. Ultima dată te întreb, dacă e cineva aici, dacă mai e pe lângă cei ce au ridicat deja mâna, care vrea să spună, Domnule, Doamne, schimbă-mă și pe mine. Doamne, atinge-mă și pe mine. Doamne, oprește mă și pe mine, ajută-mă, Doamne, să pun punct păcatelor mele, să mă opresc în anumite stări de păcat, Doamne, și să-mi revin în numele Tău. O să intrăm în această rugăciune, vă rog să nu vă grăbiți, să chemați prezența Domnului, să nu vă rugați de formă, ci să vă rugați cum v-ați rugat niciodată, să strigați după mila lui Dumnezeu, să spuneți, Doamne, atinge-mă și pe mine, ai milă și de viața mea, prezintă-ți carența ta în fața Domnului, spune-i Domnului falimentul tău, căderea ta, insuccesul tău, domeniul în care diavolul și-a făcut de cap cu viața ta. Spune-i Domnului, Doamne, aici am o problemă, dincolo te rog să intervii, te rog să faci o minune în locul acela, să lucrezi dincolo, Doamne, să stai în prezența Domnului cu mâna ridicată, dacă vrei schimbare în numele lui Iisus. Și mă rog ca mâna Domnului să-ți prindă mâna ta, să-ți prindă viața ta, să te atingă într-un mod supranatural, să simți o atingere supranaturală și Domnul să lucreze cu putere în viața ta, ne rugăm cu toți.